stimată domnule președinte, sărbătorim în aceste zile 185 de ani de avocatură în București. Cu ce gânduri la această aniversare? Baroul București este cel care serbează în realitate o perioadă de timp de la atestarea sa documentară. E un moment prielnic pentru a fi evocate atât ceea ce înseamnă brandul baroului, cât și pentru a analiza probleme care țin de mersul avocaturii în general, al avocaturii bucureștene în special. Sunt absolut convins că manifestarea va fi privită cu interes atât de barourile românești, cât și de cei care sunt invitați din străinătate să participe la o astfel de manifestare. O să fiu prezent, evident, în numele corpului profesional al avocaților, să transmit mesajul de cuvință, dar pe de altă parte și în calitate de membru al Baroului București, să mă bucur alături de confrații mei, ori de câte ori avem ocazia să ne întâlnim și să evocăm o profesie care din ce în ce se dovedește că se întoarce spre matca ei, etică, și spre ceea ce înseamnă unitatea profesiei. Domnule președinte, să urăm, iată, la mulți ani Baroului București, zile bune avocaturii, chiar dacă vorbim doar de Baroul București, cred că putem asimila și pe ceilalți colegi din țară la acest moment special. Să dorim binele tuturor celor care cred cu adevărat în profesia de avocat, dar cu prioritate celor care și-au ales profesia și cred în ea.